cine a fost cu norocul la tragerea asta? Dacă toți. Nici... Toți au fost norocoși. Sunteți mulțumit de cum arată grupa? Da, eu cred că se putea și mult mai rău și atunci trebuie să fim mulțumiți cu ce ne-a dat Dumnezeu, pentru că până la urmă aici a fost și o chestie de soartă, dar e o grupă echilibrată. O grupă în care avem șanse, da? Favorita este Elveția, clar, în urma rezultatelor pe care le-a avut și modul în care joacă fotbal, la ce nivel au ajuns. Dar pentru locul 2, probabil că noi suntem cei mai importanți după ce am văzut în ultima vreme. Acum e și puțin periculos, pentru că dacă nici din această grupă nu ne calificăm, mai rău o să sară toată lumea prin prisma adversarilor, că nu sunt cei mai dificili. Problema nu este că sare lumea, problema este că se duce de rupă fotbalul și atunci eu cred că toți factorii care vor participa la aceste calificări trebuie să-și asume o mare responsabilitate. Frunte cu jucătorii, cu staff-ul. Da. Și multă lume spune că și dumneavoastră. Bineînțeles, și noi, nu, normal. Din păcate nu mai putem să jucăm, nu știu, e problema. Dar jucătorii trebuie să fie conștienți la momentul actual că trebuie să aibă o determinare și o mobilizare exemplară, să conștientizeze că e momentul în care și-au demonstrat în ultimele două meciuri că pot juca un fotbal foarte bun. Și atunci, cred că momentul relansării echipei naționale a fost septembrie, consolidarea ei trebuie să fie anul următor. Glumind așa, câte cruci v-ați făcut după ce ați văzut grupa asta? Că foarte mulți oameni din fotbal au spus că e foarte ușor. Foarte ușoară nu este, pentru că dacă stai bine să te gândești, toate echipele, și Israelul, și Kosovo, care sunt echipe foarte bune, după părerea mea, își propun să ajungă la un turneu final. Deci trebuie să fie extrem de circumspect, să-ți câștigi punctele în zona asta, cât mai multe puncte cu echipele care par mai par inferioare României și ce-o fi cu Elveția să fie un bonus. Da, nu este o grupă cum putea să fie cu Franța, ce să mai zic, Olanda. Nu mai spun, dar este o grupă în care trebuie să fii foarte atent, nu să o tratezi cu superficialitate. Asta este. 9 puncte din programul de start al grupei ar fi logic? Păi, 9 puncte ar fi extraordinar în primele 4 meciuri, ținând cont de că trebuie să joacă în deplasare. Da, dar eu altă părere am. Înainte de ultimele două meciuri, aș vrea să avem o oarece liniște de a aborda acele meciuri și nu o mare presiune. Dacă vă gândiți bine, cine joace în ultimele două meciuri, cred că aici e secretul. Să adune acum, în perioada asta de început, cele mai multe puncte și nu te lași pe faza finală. Jucăm cu Andorra, primul meci, ar trebui să ne temem că nu vom lua 3 puncte? Eu nu mă tem că nu luăm 3 puncte în Andorra. Nu știu ce condiții vor fi în primul meci acolo. Echipa Andorrei, probabil că o să aflăm mai multe amănunte cu cine a jucat, cu cine jucăm noi acum. Parcă cu Moldova, nu? Da, o să avem mai multe informații și de la moldoveni care i-au cântărit foarte bine în meciurile care le-au avut, plus observațiile pe care o să le facă antrenorii echipei naționale. În mod normal trebuie să debutezi cu victorie. Se merge pe Edith până la capătul acestei campanii? Păi, am spus un lucru acum, ce să vorbim? Am zis-o de la început, că Edi este opțiunea federației. Mergem pe mâna lui, e normal să fie așa. O să vă mai spună mai multe el, cred că miercuri, când faceți o conferință de presă cu el, gândurile lui, și nu vreau să intru în foarte multe amănunte, pentru că până la urmă strategia o face el, nu noi. Trebuie să fim foarte conștienți de treaba asta. Noi doar privim din afară și din ce știm, așa, cât fotbal știm, încercăm să cântărim, să vedem ce e mai logic pentru viitor și atât. Am putea vedea jucători care se pot retrage în campania aceasta? Asta nu știu. Experiență, pentru că am văzut cu Maxim s-a tot vorbit de faptul că poate n-ar mai vrea să vină la Națională. Păi dacă stăm să ne gândim bine, cu experiență și la ultima acțiune au fost foarte puțini și care nu sunt foarte bătrâni.
sau să le spun foarte experimentat, să nu spun bătrân, că e un termen rut. Dar nu cred că va fi cazul. Nu cred. Nu văd. Poate vedem jucători care să revină la echipa națională. Să vedem.